Salutare și bine te-am găsit la un nou tutorial. Eu sunt Horațiu și astăzi vom discuta despre cum îți duci niște lucruri din Resolve în cameră. De ce ai nevoie ca să poți să îți duci lucrurile pe cameră sau pe monitor? Ai nevoie de DaVinci Resolve în varianta Lite sau versiunea de studio. În amândouă se poate face chestia asta. Camera în principiu ar trebui să știe să poată aplica LUT-uri pe vizualizare sau măcar un monitor în care să poți să încarci niște LUT-uri sau recorderul care îl folosești. Dacă folosești Atomos, Odyssey, astea știu să lucreze cu LUT-uri, deci ar trebui să fii safe. Eu am pregătit un scurt montaj, îi zice mult montaj pentru că l-am făcut acum pentru tutorial. Din ceva materiale care le aveam de când am mai filmat eu orașul. E foarte important să știi ce poate camera ta. E important să știi ce camera ai, ce codecul folosește pentru captură, cât este de permisivă, ca să știi ce poți să faci în postproducție cu ea. Dacă ai o cameră și nu știi nimic despre ea, nu te ajută, poate să fie cea mai tare cameră de pe planetă, nu o să te ajute. Cadrele astea care le avem aici în Resolve sunt trase cu un F700, cameră care cred că are vreo 10 ani. Nu e atât de importantă camera ca și specificații, ci e important să știi tu ce îți oferă camera respectivă. De exemplu, F700 nu stă cel mai bine la capitolul captură, tocmai de aceea eu cred că aproape niciodată n-am folosit înregistrarea internă și tot timpul am folosit un recorder. Pentru cadrele astea am tras cu un Odyssey 7Q și am tras un ProRes. ProResul, după cum bine știți sau dacă nu știți, este unul dintre cele mai comune tipuri de codecuri care sunt folosite în postproducție, pentru că atunci când rulezi un ProRes pe calculator, folosește mai puține resurse să îi faci playback. E destul de permisiv, acum depinde și în ce specificații tragi în codec, dar un 422 ar trebui să te descurci cu el așa, de zi cu zi. Pentru zona de film, recomand să trageți RAW, indiferent de tipul de cameră, că e RAW de la Blackmagic, că e RAW de la Red sau Arri. Cu cât ai mai multe informații, cu atât practic tu poți să faci mai multe postproducție. Bine, asta nu înseamnă că voi trebuie să greșiți și că lasă că o să reparăm în post. În cameră e ideal să tragi corect, să nu arzi, să ai un white balance, să setezi camera, să nu o lași să o pornești și lasă că e ok că merge din RAW-ul ăsta, putem face orice. Asta nu te face un director de imagine, te face doar leneș. Bun. Ca să poți să exporti un LUT, trebuie să ai un sample shot. Eu de regulă fac chestia asta în locație, luăm o stație cu noi, punem camera, vedem cadrul care vrem să-l tragem, tragem un sample de 10 secunde, mergem cu el pe laptop, încărcăm fișierul respectiv și vedem ce putem scoate din el, dacă respectă referința noastră și dacă mai avem nevoie de ajustări. Când zic ajustări, nu mă refer la coloristică, ci mă refer la lumini, la chestii de a bloca lumina, vedem cum stăm cu culorile, dar toate astea le facem fizic, nu din cameră, din postproducție. Să presupunem că ai nevoie să tragi niște cadre cu orașul, niște cadre cu oameni, mașini, trafic, chestii de genul ăsta. Mergi, iei niște sample shot-uri, mergi la calculator, faci un grading, după care ți duci înapoi pe cameră și poți să ajustezi. Da, după cum ziceam, am făcut un mic montaj și am să merg pe tabul de color, unde practic trebuie să te gândești mai cam ce vrei să faci. De exemplu, sunt mai multe moduri de a colora în DaVinci Resolve. Sunt unii care colorează mai strident și după aceea se joacă cu opacitatea nodurilor, sunt unii care merg din aproape în aproape. Nu există neapărat o variantă corectă în a colora. Atâta timp cât îți place ție și atingi rezultatul care îl vrei.
Eu o să fac niște corecții destul de simple, în sensul că pe cadrul ăsta o să aplicăm un nod, o să-i dăm puțin contrast și puțină saturație. Și acum ce mă deranjează pe mine este că e destul de luminos cadrul și cumva mi se pare că e prea camcorderish. Și atunci o să mă joc puțin din intensitatea luminoasă pe shadows, midtones și highlights. Și am să scad shadows-urile și midtones-urile ca să creez o puțină volumetrie în cadru. Dacă, să zicem, vrei o chestie mai exagerată, poți să exagerezi mai tare, de exemplu m-aș duce așa mai către verde să fie mai filmic, după care pe tabul de key te poți juca cu output-ul astfel încât să ultimul nod să se vadă, să se aplice mai mult sau mai puțin pe ce ai făcut inițial. Eu o să-i las așa numai un pic o tent așa de verzui, că e mai urban, da? Și arată cam așa. Bun, am făcut cadru. Acum poți să verifici Bluetooth-ul ăsta și pe celelalte sample-uri care le ai. Hai să salvăm imaginea asta, grade-ul ăsta. L-am salvat în memoria 1 și o să-l încarc pe celelalte. Să vedem cum arată. Nu arată rău deloc. Este puțin cam întunecat. Are așa un summer look. Și pentru asta o să mai ridic puțin, o să corectez și o să mai ridic puțin de shadows de pe nodul anterior. Dar nu foarte, foarte mult. Am corectat shadows-urile la al doilea cadru. Îl salvez în memoria 2 și acum o să-l aplic pe celelalte 3 ca doar de verificare. Nu trebuie să fie foarte, foarte precis. Aici, în continuare, e un pic cam întunecat. Noi aici vom avea grijă în cameră să mai dăm lumină, să păstrăm nivelul de shadows unde ar trebui să fie, să corectăm cumva expunerea. Bun, avem astea două variante și acum o să le exportăm. Pe meniu, pe bara de clips, dăm click dreapta și avem Generate 3 de LUT, 3 variante, 3 opțiuni, 33 de points, 65 de points și Panasonic VLUT. Noi acum o să folosim 33 de points, asta cumva e varianta clasică, merge pe orice și o să-l denumim contrast, saturație și dăm un save și pe a doua variantă. Aici fiecare și le pune cum vrea el. Eu o să-i spun și plus shadows high, că le-am mai ridicat. Și să dau save. Și o să mergem unde sunt, unde le-am salvat. Da, și aici avem cele două luturi. Astea le copiez pe un card. Ar trebui să citești manualul camerei sau monitorului și să vezi exact varianta cum se uploadează în cameră, respectiv monitor, recorder. Dar de regulă se copiază pe cardul camerei sau recorderului și se încarcă de acolo prin meniul camerei. Și ar trebui în principiu să te ajute mai mult la viitoarele tale producții. Astea fiind spuse, dă subscribe, dă like, share și ne vedem data viitoare la un nou tutorial.